În perioada 6-8 mai, la unitatea de primiri urgenții a Spitalului Județean de Urgență Zalău s-au prezentat peste 350 de pacienți. La unitatea de primire urgențe a Spitalului Județean de Urgență Zalău s-au prezentat 355 de sălăjeni în weekend, informează reprezentanții unității spitalicești din municipiu, care precizează că în perioada 6-8 mai 2016 numărul cazurilor înregistrate a fost în scădere. Conform acelorași date, 75 de persoane au necesitat îngrijiri de urgență ca urmare a unor plăgi, fracturi, traumatisme, întorse și contuzii. Pentru îngrijiri medicale s-au prezentat și 27 de pacienți suferiți de hipertensiune arterială, 12 femei au devenit mame, 2 pacienți care suferiau de politraumatism prin accident rutier și 6 pacienți cu plăci rezultate prin mușcătură de câine, pisică sau alte animale, dar și 7 sălăjeni s-au prezentat cu colic abdominală. În perioada vizată, la secția de specialitate a spitalului, 26 de persoane au fost tratate de gastrită, gastroduodenită, enterocolită ori gastroenterocolită. Potrivit unui comunicat de presă, dintre cei 355 de pacienți care au trecut pragul instituției, doar 80 23 au necesitat internarea.